Sufletul meu a încercat și a văzut o mare milă față de mine și față de cei pentru care m-am rugat. Și am înțeles așa, că atunci când Domnul ne dă întristare pentru cineva și ne insăflă dorința de a ne ruga pentru el, aceasta înseamnă că Domnul vrea să miluiască acel om. De aceea, dacă te întristezi pentru cineva, trebuie să te rogi pentru el, fiindcă atunci Domnul vrea să-l miluiască pentru tine. Tu roagă-te, iar Domnul te va asculta și vei preamări pe Dumnezeu. Orice mamă, când află de copii ei că sunt în nenorociri, suferă greu sau chiar și moare. Ceva asemănător am încercat și eu. Un copac doborât și cu toate crengile tăiate a început să se rostogolească cu repeziciune pe coastă spre un om. Îi vedeam, dar din pricina marii spaime care m-a cuprins, n-am putut să stric: repede, ferește-te! Inima mi s-a strâns într-un hohot de plâns și copacul s-a oprit. Omul era un străin pentru mine, nu-l cunoșteam, dar, dacă ar fi fost rudenie cu mine, nu cred că aș mai fi rămas în viață.